Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. Și o să încep cu unul despre care mi-ați amintit chiar voi în comentarii atunci când am vorbit despre satin. Un parfum tot de la Lalique și este vorba despre Lalique Le Parfum. Eu l-am descoperit așa cum trebuie și l-am purtat și a început să-mi placă foarte mult. În momentul în care altcineva mi-a amintit de el, îl aveam în colecție, dar nu prea îi dădusem atenție pentru că pur și simplu nu ajunsesem la el. De obicei port mai mult anumite parfumuri să le analizez mai bine și pe el l-am luat la un schimb și l-am pus acolo în dulap și acolo a rămas, fără să știu că este un parfum atât de frumos. Din nou, un parfum accesibil și superb, potrivit în această perioadă. Chiar dacă este mai cald afară, mi se pare potrivit și primăvara, chiar asta primăvara am vorbit cu voi despre el. Este un parfum vanilat, este un parfum lemnos, cremos, are și flori, are heliotrop și este un parfum pudrat, dar nu este atât de dens, de exemplu cum este Hypnotic Poison. Nu este atât de dens, este ceva mai moale, ceva mai floral pudrat, are heliotrop, are migdale, dar este un parfum dulce, este un parfum cozy, cald. V-am zis că este combinația asta de heliotrop, migdale, avem vanilie, tonka și lemn de santal. Deci este cumva un vanilat, lemnos, floral. Și mi se pare foarte elegant și foarte frumos. L-am purtat mai ales că mi-ați zis despre el și uitasem de parfum, dar mi s-a părut că e super, super potrivit în perioada asta. Și mi-a plăcut atât de mult, este atât de dulce, dar nu este prea dulce, nu este prea dulce, mi se pare bine echilibrat, foarte plăcut este. Foarte plăcut. Da, deschiderea este un pic aromatică, el are și piper roz, are și bergamotă, are și dafin în deschidere. Apoi din ce în ce devine tot mai cald, tot mai dulceag. Foarte mult îmi place. Este o combinație frumoasă, este un parfum accesibil și mi se pare din nou un parfum bun. Pentru prețul pe care îl are, eu sunt mulțumită de el din toate punctele de vedere. Chiar vi-l recomand. Vi-l recomand pentru perioada rece, dar începând de acum puteți să-l purtați pentru că nu mi se pare prea dulce, nu mi se pare prea vanilat, adică nu este un parfum super, super dens încât să te intoxice, nu. Nu, mi se pare foarte bine echilibrat, mai ales că are și izul acela aromatic. Trecem mai departe la un alt parfum accesibil. De această dată un parfum care se găsește pe parfumat.ro și este vorba despre Chaic Woman 460. Este inspirat de parfumul Scandal Le Parfum, acela roșu mat, parcă așa este sticla. Da, îmi place foarte mult și chiar mi-aș dori și originalul, dar acesta este un parfum inspirat de acela și mă bucur tare mult și de el. Îmi place foarte mult și să știți că persistă foarte bine parfumul acesta, este intens, de exemplu l-am folosit seara, l-am simțit și a doua zi și îmi place extraordinar de mult mirosul. Vreau să mai testez originalul odată pentru că l-am testat în magazin, deci nu l-am în colecție, dar mă tentează. L-am testat în magazin, dar nu știți cum fac eu, mă duc în magazin și testez o grămadă de parfumuri și mă întorc acasă și nu mai știu nimic. Da, chiar intenționez să merg să testez și alte parfumuri, vreau să mai testez și parfumurile de la Zara, vreau să testez și lansările noi, poate o să vin aici cu un video dacă reușesc să le testez așa cum trebuie. Da, Woman 460. Este un parfum cu vanilie, cu caramel și avem și iasomie, dar în parfumul acesta nu mi se pare că totul este despre flori. Cumva florile sunt pe fundal, în deschidere miroase foarte bine a flori, dar în mare parte parfumul acesta este despre vanilie și caramel sărat.
un parfum gurmand, un parfum care, vai cât de bine, miroase. Este atât de intens, atât de intens este parfumul acesta, încât atunci când îl folosesc, dacă dau prea multe pufuri, pur și simplu mă înneacă. Atât este de intens și atât de mult îmi place că îmi vine să îl torn așa pe mine când îl folosesc și vorbesc foarte serios. Este un parfum accesibil, dar foarte bun. Dacă vă plac parfumurile gurmande, nu îl ratați. Nu știu acum dacă se mai găsește. Da, simt. Yasomie. Caramel sărat. Dar nu este lipicios. Este un caramel foarte plăcut. Nu mi se pare prea dulce, bine, ce mi se pare mie prea dulce, nu știu, ce, cred că mierea, dar și mierea mi se pare prea dulce dacă o mănânc, eu nu mănânc miere, apropo, îmi plac parfumurile cu miere, dar eu nu mănânc miere niciodată, deci nu-mi place mierea deloc. În plus, îmi este și rău de la ea, adică nu. Nu este prea dulce, este o combinație de caramel sărat vanilie, și pe fundal avem Yasomie. Îmi place foarte mult și pentru prețul pe care îl are din nou. Este un parfum super intens. Deci când zic super intens, așa este. Cel puțin așa îl simt eu, nu știu, poate l-ați testat și voi ce îmi spuneți și voi păreri. Este primul meu parfum de la Shaik. Le-am ocolit o perioadă, nu știu de ce, pentru că sunt foarte faine și poate o să mai încerc și alte parfumuri de la Shaik. Le găsiți pe parfumat.ro și dacă vreți să aveți și un mic discount, folosiți și codul meu NC10. Aveți 10%. Un alt parfum pe care am început să-l port și o să-l port mult și bine pentru că mi se pare, de fapt nu că mi se pare, îmi place să-l port în perioada rece, începând de acum până trece iarna, pentru că mi se pare un parfum foarte cozy și este și dulce, este foarte lactonic, cred că este cel mai lactonic parfum din colecția mea și, de exemplu, aici are notele predominante, Yasomie, vanilie, castane și santal și da, nu știu, partea cu Yasomia nu pot să zic că o simt, pentru mine notele predominante sunt acestea. Frișcă, vanilie, castane și santal. Asta este. Este un parfum dulce, lactonic și delicios. Apropo, o să-l port și în seara asta pentru că am folosit de dimineață. Azi este duminică când filmez eu. Voi o să vedeți clipul luni și am folosit de dimineață un parfum despre care o să vorbim imediat, însă simt nevoia de ceva mai mult. Și atunci o să-l folosesc pe el. Un alt parfum pe care l-am folosit zilele trecute este Chloe Nomad. Este apa de toaletă. Este un parfum citric, fructat, pământiu, foarte light, foarte fresh. Un parfum foarte potrivit de zi cu zi. Și acum, până se face ceva mai rece, vara mi se pare iar foarte potrivit. V-am mai zis că apa de parfum este ceva mai intensă, nu este atât de light și nu este atât de efervescentă sau citrică, este și ea, dar acesta este și mai luminos și mai fructat așa. Este o diferență între ele, dar na, trebuie testate. Mie asta mi se pare mult mai versatil, îmi place și acela. Sunt niște parfumuri care te duc cu gândul la natură, de exemplu, l-aș purta pe EDP când plec undeva, mi se pare foarte potrivit la munte, chestii de genul ăsta, dar oricum sunt parfumuri versatile și proaspete de zi cu zi. Și ce am folosit eu de dimineață este L'Air du Temps. Uitați-vă ce sticlă superbă. Este varianta mică, este apă de toaletă, varianta mică de 30 de ml. Și mi se pare superbă.
Nu este chiar genul meu de parfum acesta, trebuie să recunosc, însă simt nevoia să mai încerc și altceva, să mai folosesc și altceva. L'Air du Temps este un parfum cu un iz ușor vintage. Este un parfum, are o tonă de note, este un parfum pe care îl văd eu mai potrivit primăvara. Dar îmi place, deși este un parfum cu iz vintage, este un parfum ușor, care îmi place. Asta vă spun pentru că am unele pe care nu aș putea să le port și nici măcar nu aș simți nevoia, dar acesta îmi place. Este proaspăt, este aldehidic, dar nu prea puternic, adică este purtabil, este curat. El are acolo multe flori, multe fructe, dar nu pot să zic că simt asta. Eu simt un parfum curat, floral, soapy, după cum vă spuneam. Foarte feminin și foarte potrivit mi se pare pentru primăvară. Îmi place mult, îmi place și sticla. El este unul dintre parfumurile vintage care vor rămâne în colecția mea. Și o să-l folosesc probabil din când în când, nu foarte des. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este Narciso Musc Noir Rose. Este acest parfum cu fructe în deschidere. Avem prună, piper roz și bergamot. Avem în mijloc moscul pufos al lui Narciso, moscul celebru și superb. Un parfum misterios, un parfum intim, seducător, feminin, foarte feminin, foarte feminin. Atunci când, deci când port acest parfum, chiar dacă v-am mai zis că parfumul acesta nu proiectează foarte mult, este mai mult un parfum intim pentru tine, un parfum care îți dă o stare foarte bună, tot îl recomand pentru că este un parfum foarte frumos. Avem în mijloc musc, trandafir și tuberoză și în bază avem vanilie. Partea asta florală, nu pot să zic că iese așa foarte mult în evidență, tot moscul este cel care se simte cel mai bine, îmbracă toate aceste note, deschiderea este ceva mai fructată. Este un parfum dulceag, moscat, dar nu este foarte dulce, mi se pare foarte bine echilibrat și el. Și după o perioadă în care eu port parfumurile mele foarte dulci, îl port pe acesta cu atâta plăcere, pot să zic cu sete chiar, pentru că îmi place cum miroase și îmi dă o stare super, super bună. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută, un parfum de care m-am bucurat și o să mă bucur în continuare, este acest MCM Apa de Parfum. Este o sticluță absolut superbă, superbisimă și ca note acesta are zmeură și caise. În mijloc avem bujor, frunză de violetă și iasomie, iar în bază avem ambroxan, santal, mușchi și vanilie. Hai să vă spun puțin despre el. Eu nu știu ce preț are parfumul acesta în magazin. V-am mai zis că în Douglas se găsește dacă vreți să-l testați. Este un parfum proaspăt. Cumva deschiderea mi se pare un pic că se duce înspre un parfum masculin, dar doar în deschidere, nu înțeleg de unde. Dar este și fructat în același timp. Apoi se așează și se transformă într-un parfum floral. O floral și dulce. Cumva fructat, miroase a parfum, miroase a parfum. Inițial miroase a un parfum de bărbat, dar nu este nimic deranjant, adică, da, este și proaspăt în același timp, dar deschiderea este un pic mai strong, aș putea spune, și deși este un parfum pe care atunci când îl pulverizez este foarte intens, foarte puternic, mi se pare că se potolește cam repede. Chiar o să mă uit ce preț are. Nu știu dacă
nu știu, dacă l-aș consuma pe acesta, cu siguranță nu l-aș recumpăra. E fructat, e floral, dar nu pot să zic că simt florile, simt fructele, este o combinație așa de note. Miroase a parfum, nici fructe, poate au un șampon de fructe, dar este un pic șamponos, așa pot să zic asta, dar nu este deranjant. Chiar este un parfum plăcut, este destul de intens inițial, apoi rămâne la nivelul pielii. Nu pot să zic că proiectează, nu pot să zic că îl mai simt după 2 ore prea bine nici eu, decât pe piele. Rămâne pe piele, miroase bine, dar nu proiectează. O să mai revin cu impresii despre el, pentru că încă nu sunt lămurită, dar cam astea sunt primele mele impresii despre MCM. Și ultimul parfum pe care l-am purtat este acest parfum de la Mancera, Tonka Cola. Este o lansare recentă, un parfum foarte potrivit în perioada următoare și frumos. L-am și purtat, v-am zis. Eu am mai testat o clonă înainte. Doamne, cum miroase, ce deschidere are. Avem o deschidere ușor de tot buzii. Știți că la mine orice este un pic buzii iese imediat în evidență. Și dacă un parfum este buzii mai mult, m-a terminat, nu pot să port. Miroase a scorțișoară, cu cireșe, cu lămâie. Cumva este un miros de Coca-Cola cu lămâie și cu cireșe, așa se simte, Coca-Cola cu cireșe, dar este foarte plăcut mirosul. Baza îmi place foarte mult, este un parfum unisex și este exact la limită, nu se duce nici înspre feminin, nici înspre masculin, este perfect unisex și sunt de acord cu asta. Este un parfum frumos, este un parfum cald, v-am zis că nu este o prioritate pentru mine, dar îmi place, l-aș purta, ce să zic, că de asta l-am și purtat, în primul rând să văd cum se dezvoltă și să vă spun și vouă despre el și în continuare o să port din acest decant. Miroase bine și persistă foarte bine, proiectează foarte bine, dar v-am zis, în colecția mea momentan nu o să ajung o sticlă full size. Acestea au fost parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. Aștept să-mi spuneți și voi ce ați purtat, ce parfumuri purtați în această perioadă și ce preferate aveți în această perioadă. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să împărtășiți cu prietenii voștri și până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!